Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi pornim la un drum nou. Este un drum frumos, este un demers jurnalistic pe care televiziunea noastră vi-l propune, pentru că înainte de toate, voi, cei care urmăriți Exclusiv TV, sunteți cei pe care vă iubim și vă respectăm și vă dăm întotdeauna informații din tot județul Bacău. Am vești bune pentru toată lumea, din considerente mai mult decât practice, am pornit la drum cu o emisiune nouă, o emisiune care se intitulează Personalitatea Zilei. Veți vedea aici, alături de noi, oameni deosebiți, oameni din toate domeniile de activitate, dar mai ales cei care conduc comunele din județul Bacău. Nu numai comune, și orașe și municipii. La emisiunea noastră de astăzi, lângă noi este domnul primar interimar Sorin Ichim din comuna Livezi. Bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitația care dumneavoastră mi-ați făcut-o. Sunt onorat astăzi să mă aflu în fața camerelor de luat vederi și în studioul Exclusiv TV. Vă mulțumesc mult pentru invitație și așteptăm întrebările dumneavoastră. Da. Trebuie să vă mărturisesc, cu domnul Sorin Ichim avem o colaborare foarte bună, desigur instituțională. Televiziunea Exclusiv TV, după cum știți, și bănuiesc că în acest moment sunt și telespectatori din comuna Livezi care urmăresc cu interes și care vor dori să afle de la noi foarte multe lucruri. Noi filmăm și ședințele Consiliului Local, venim de fiecare dată când sunt evenimente culturale, sportive și așa mai departe. Și am găsit o deschidere bună din partea dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc în fața celor care ne privesc. Eu zic că trebuie să plecăm în primul rând de la începuturi, da? Ați preluat conducerea UAT Livezi de curând. O să vă rog să ne dați câteva detalii tehnice, în sensul că în ce moment ați fost nominalizat pe această funcție și cum ați găsit comuna și ce ați realizat până în momentul de față. Da, dumneavoastră a spus că de curând sau... De curând, timpul trece repede. Timp. Eu pot să vă spun că totuși e o jumătate de mandat, 2 ani și activitatea în administrație am început-o din 2016, de când am fost ales viceprimarul comunei Livezi. După cum bine știți dumneavoastră, la noi în comună au fost câteva probleme, nu vreau să le discut aici, dar pot să vă spun că printr-un ordin de prefect venit în data de 12 iulie 2017, am preluat funcția de viceprimar cu atribuțiuni de primar al comunei Livezi. Deci, ce vă spun, sunt 2 ani, este o jumătate de mandat în care mi-am desfășurat activitatea ca și în administrația publică locală. Da, practic, sigur, termenul ăsta de interimar este poate nu prea corect, pentru că până la urmă aveți atribuții de primar. Aveți ca și un primar ales al comunei Livezi, pentru că toate problemele pe care le are comuna în acest moment trec pe la dumneavoastră. Deci toată lumea, și vreau să le spun telespectator, să știți că eu vorbesc cam mult, dar opriți și dumneavoastră, dacă puteți fi și moderator. Și eu vorbesc mult câteodată, dar toată lumea merge la primărie și consideră, domnule, primarul rezolvă toate lucrurile. Primarul, mă duc la el, că el rezolvă toate lucrurile. Bun. Eu am spus că de curând, dar într-adevăr, timpul zboară foarte repede. Uneori, poate în această lume agitată, mai pierdem noțiunea timpului. Dar într-adevăr, lucrurile merg rapid. Suntem într-o etapă a dezvoltării umanității în care nu știm nici când ajungem acasă. Și apropo, soția dumneavoastră ce spune? Când mai ajungeți mai târziu acasă, din considerente administrative, ce spune? Vă înțelege? Vă ceartă? Soția mea a avut experiența de a conviețui cu mine și mă înțelege foarte bine. Nu vreau să vă spun că am avut o perioadă din 2008 și până în 2016, când am
fost ales viceprimar al comunei. Am avut o activitate pe un cabinet parlamentar, ceea ce însemna că timpul meu era foarte scurt în mijlocul familiei. Eram tot timpul plecat, știți ce înseamnă o activitate de consilier parlamentar. Ei, acum pot să vă spun că stau mai mult acasă. Adică acasă mă refer la comună. În comună, da. Comună. Eu spun acasă în primărie și în... Da, ajung de multe ori foarte târziu acasă, dar când ajung acasă apar și următoarele chestii. Sunatul la telefon, toată lumea, cei care au probleme mă sună și eu tot timpul răspund la telefon. Da, da, da. Deci, și ca primar aveți 24 din 24, da, pentru că deci, apare un avertisment, da, sau o avertizare, deci, meteo, tot felul de chestiuni, da, care țin în care și trebuie să fiți... implicarea primarului, orice problemă... Este esențială, da. Bun, să revenim. Ați preluat conducerea OAT Livezi. Da? Care au fost problemele cu care v-ați confruntat pentru început și cum ați acționat, mă refer, ce etape au fost de atunci până acum, dacă s-au realizat anumite lucruri pentru comună, dacă ați avut anumite lucrări pe care le-ați finalizat, poate chiar de la primarul care a fost înaintea dumneavoastră și cu care colaborați foarte bine, ca să fim bine înțeleși din câte, da, știu eu. Bun. Hai să vorbim de la începutul. Începutul însemnând de când ați preluat interimatul. Și până astăzi. Să vă spun drept, pentru mine a fost un șoc. Adică nu mă așteptam ca ceea ce s-a întâmplat la Lives chiar să fie confirmată. Știam din discuțiile cu fostul primar că sunt niște probleme acolo, dar totuși eu nu am crezut. În momentul când ești pus în fața faptului împlinit, trebuie să-ți asumi. Și este o responsabilitate ca funcția asta de primar care nu e ușoară, care clar. Este o funcție. Nu este deloc chiar ușoară. Dacă din alte puncte, din alte colțuri așa se vede că primar, da, trebuie să-ți asumi și bunele și relele, trebuie să intri la treabă, cum se spune, nu trebuie să glumești, pentru că acolo este soarta cetățenilor tăi și trebuie să le duci la capăt. Fiecare vine cu anumite probleme, trebuie să rezolvate. Pe lângă faptul că latura umană și așa, sunt proiectele care se aflau în derulare la acel moment, în care orice primar normal responsabil și sănătos trebuie să preia, să continue. Nu să spună că domnule l-a făcut ăla și noi, nu-i muncă. Da. Nu. Eu am preluat proiecte în derulare. Deci nu ați avut acest complex pe care l-au de obicei unii primari. Domnule, în urma mea n-a fost nimic bine. Nu, nu. Din potrivă ați dus mai departe. Am luat ca atare, ce v-am spus, și bune și rele. Am căutat ce este bun să continuăm și să ducem la îndeplinire, la finalizarea acestei proiecte. Este vorba de sume, este vorba de bani, e vorba de infrastructura comunei, da, comunei. Și eu am căutat să... Mai sunt și lucruri care nu erau la locul lor, cel puțin din punctul meu de vedere. Am încercat să le așez și să continui ceea ce era început și ceea ce era bun în acel moment în primărie. Da, sigur, eu mi-am propus întotdeauna, înainte de, să știți că rolul moderatorului și el este destul de dificil, mi-am propus să am un anumit curs al întrebărilor pe care o să vi le pun astăzi, dar cred că este important să discutăm un pic despre oamenii din Lives. Cum sunt? Cum relaționați cu ei, cu cetățenii? Vă opresc pe drum? Vin la primărie? Cum discutați, da, cu ei? Da. Am sărit din ordinea pe care mi-o propusese mai devreme. Da. Mi-a spus o întrebare foarte, foarte corectă. În orice moment când apare o schimbare, lumea devine curioasă. Ce se întâmplă, nu numai în primărie, oriunde. Da. E o schimbare, toată lumea este atentă la ce se întâmplă, ce a fost înainte și ce va urma. Da, am avut momente în care cetățenii veneau la primărie să mă cunoască. Așa. Deci, vrea domnul primar... Era foarte interesat. Deci, lumea este implicată totuși în viața asta socială și în lucruri care apar ceva nou, ce se întâmplă, ce s-a întâmplat înainte, ce urmează. Și
au venit cetățeni în vârstă chiar, o parte m-a sunat și m-a dus la ei acasă, care aveau probleme sociale, și am ajuns prin curțile lor, i-am ajutat cu ce am putut și am căutat să ne cunoaștem și să mă înțeleagă. Eu sunt un om care unul și cu unul fac doi. La mine nu există alternative. Nu, nu. Da. Sunt un om corect și caut ca tot ceea ce fac să aibă o transparență și să ne putem cunoaște cu bune și cu rele, cu probleme care le avem și noi în administrație, dar și ei ca cetățeni în... Dacă tot am, să știți, da, vă întreb, puteți continua după aia. Nu, nicio problemă. Dacă tot a venit vorba de cetățean, de omul din Livezi, spuneți-mi dacă vorbim practic de această dată, vine omul la primărie, are de rezolvat o problemă. Spuneam eu mai devreme că fiecare consideră că primarul rezolvă absolut totul, orice chestiune merg la primar. Nu, doar la probleme de sănătate mergem la doctor, dar în rest problemele care țin de... Bun, cum ați organizat, să spunem, vine omul cu o cerere sau cu o petiție sau cu orice altceva, are de rezolvat o problemă. Cum ați, în termen tehnic, să spunem, fluxul documentelor? Circuitul documentelor în primărie. Cum ați organizat acest lucru? Pentru că e foarte important pentru oameni. Este o chestie care, vă spun, nu important, este cel mai important lucru. Orice cetățean la primărie vine cu o problemă. O problemă care el crede că poate să o rezolvă. Sunt lucruri care de multe ori nu depind de primărie, dar el la primar așteaptă să-i dea un sfat. Da, corect. Primarul este, spuneați dumneavoastră că în afară de doctor. Nu, mi s-a întâmplat să vin înainte la primar și mai să merg la doctor. Am avut și cazuri de acest gen. Da. Pentru că oamenii, și mai ales oamenii vârstnici, își pun bazele și încrederea în primărie. Primarul, și în primar, nu e el primar. La țară, la oraș, mai lucrurile sunt mai detașate, așa. Ei, la țară lumea vine direct. El nu se duce la Chișinău, vine la primar, pentru că a găsit în mine omul care tot timpul caută să le rezolv problema. Deci, problema mea în primărie. Deci primarul este reprezentativ pentru ei, da? Da. Problema mea cea mai... Când sunt supărat în primărie, am oameni mulți la Chișinău și atunci mă uit pe camere și îi sun. De ce... De ce se întârzie? Da, ce se întâmplă cu persoana respectivă, de ce nu a fost rezolvată problema. Da, și asta e un lucru foarte bun, faptul că sunteți preocupat, ca omul să nu vină să piardă timpul, să vină să-și rezolve probleme care țin de activitatea primăriei. Iar alelalte le putem da un sfat în limita cunoștințelor noastre sau așa, și ei pleacă acasă mulțumiți că... Ați făcut schimbări de când ați intrat la primărie, adică... Ați văzut oameni care nu-și fac treaba, da, sau am ați făcut asemenea lucruri? Da, am făcut și câteva schimbări, nu vreau să le... Nu, multe, dar am făcut. Dar în general, cred, funcționarii publici își fac treaba? Da, ei sunt ancorați în programul lor, mai sunt unele scăpări, dar sper să le... Credeți că ar mai trebui acoperit, să spunem... Am văzut în multe, și de ce vă spun lucrul ăsta? Am văzut în multe primării nemulțumirea asta că nu sunt oameni suficienți. Am văzut oameni care aveau prea multe atribuții pe o singură... Doamne, eu sunt așa și uite, am, nu știu... considerați că acoperiți bine, acum ne referim și câtă populație are comuna Livezi. Suntem o comună de grad 2, totuși o comună mare. Cam câți după ultimele statistici? 5400 de locuitori. Suntem o comună totuși mare, spun eu. Da. Și pot să vă spun aici că da, schema primăriei acoperă, adică, sunt suficienți oameni care se poate rezolva suficient ca să putem duce la îndeplinire sarcinile care le avem fiecare pe postul care le are. Da. Bun, hai să discutăm acum, să o luăm așa, deci pe categorie de am vorbit despre, nu știu dacă nu v-am întrebat, și e foarte important, hai să vorbim un pic despre tineri. Tinerii care au mai rămas în comună. Ei de obicei pleacă în străinătate, se duc spre meleaguri mai bune, mai bine, spre servicii mai bine plătite.
Știu că de obicei, dar eu vă spun la Onești cum e, în luna august vin acasă și mai vin de... vin și de Paști, în mod special de Crăciun și de Revelion. Vara și iarna, în luna decembrie, cel puțin la mine în comună, în comună Livez, cam așa, vin și de Paști, parte care au posibilități. Ați avut și musafiri la primărie din cei care lucrează în străinătate? Am avut fost plăcut surprins, vin foarte mulți tineri. În momentul când ajung acasă, vin să mă vadă, vin să discute, mă întreabă cum merg treburile, mai văd și pe Facebook, mai comunicăm. Mai văd că mai filmăm și noi. Acum, da, mai văd. Noi ținem foarte aproape de România. Ședințele de Consiliu Local. Și de aceea, pe această cale, vreau să vă mulțumesc că dumneavoastră sunteți implicat în a promova Comuna Livez și... Mare drag. Sunt vremuri complicate, trebuie să fim corecți față de telespectatorii noștri, trăim într-o perioadă extrem de complicată, România în general, și nu, aici nu vreau să fac o speculație din asta subiectivă, sunt multe probleme care înainte nu existau, dar sunt... oamenii au devenit mult mai conștienți, au un spirit civic mai dezvoltat. Și oamenii așteaptă de la primărie, așteaptă o implicare mai profundă, sunt mult mai informați, dacă putem spune așa. Hai să vorbim un pic despre curățenia din comună și să vedem ce ar trebui, ce considerați sau care credeți că vor fi pe agenda dumneavoastră cele mai importante proiecte din acest moment. Acum, eu sigur că cunosc foarte bine realitatea din Livez, dar pentru cei care poate nu sunt aici lângă noi, pentru cei care nu știu, întotdeauna într-o comună vorbim despre dacă sunt gaze, dacă este canalizare, apă, canal, ce mai trebuie? Curent? Nu mai spun doar dacă sunt izolați. Aveți și zone mai... Nu avem. Acum facem o extindere pentru că pugul s-a extins și au început să construiască pe anumite pugul, zone. Deci planul urbanistic zonal și s-a extins. Avem extindere de rețea. Am trecut în Consiliul Local și am prins în buget ca să extindem rețeaua electrică. Încă nu sunt locuite acele case. Sunt în construcție. Funcție de posibilități și de banii care avem, trebuie neapărat să extindem rețeaua electrică. În rest, nu avem locuri sau, cum se spune, cătune în care să nu fi ajuns curentul electric. Noi vorbim de gaze, de așa, la Livez, vorbim de gaze și pentru acest lucru... Noi, ca televiziune, să știți că am filmat uneori, era o mare bucurie când se puneau niște stâlpi, erau zone, vă dați seama, acum în 2000, nu știu cât, totuși, să nu ai curent electric. Comuna Livez nu este o comună bogată, dar nici... Da, chiar sunt oameni gospodari și oameni... Cetățenii din Livez chiar sunt oameni harnici și oameni care au anumite viziuni. E o comună bine dezvoltată și se conturează că din ce în ce lucrurile merg spre civilizație. Și vorbim aici de utilități. M-ați întrebat dacă avem apă. Aici e o problemă cu alimentarea cu apă. Sistemul de alimentare este supra-solicitat și încerc cu toate posibilitățile care le am să facem o extindere a rețelei și să putem să acoperim. Avem probleme în perioada când de vară, e timpul secetos, iar lucrările sunt fiecare în gospodărie. Mai udă și e prin grădină un pic. Udă, construiesc, vă dați seama, apă și în momentul ăla și drenurile și pânza freatică scade. Fiind solicitat... Dar nu ați avut chestiuni majore, domnule, să nu fie apă în comună? Am mai fost în unele zone, în care zonele mai de sus, în care au fost câteva zile, săptămâni sau așa, care nu a ajuns apă, dar cetățenii au înțeles acest lucru. Acum v-am zis că avem un proiect în care suplimentăm cu încă 4 puțuri forate, este proiectul făcut, studii de fezabilitate făcute la zi, studiile hidro și... Acest lucru care pe mine l-am preluat așa și aș vrea din toate puterile mele și cu tot ceea ce pot și tot ceea ce
văd eu așa, spre viitor trebuie neapărat reglat. Dacă rezolvăm problema cu apa să fie tot timpul, dar v-am spus, suntem acoperiți pentru că fiind zonă de pe rural, nu-i ca la oraș când strigă imediat când este apă. Da. Dar noi mai sunt și alte surse de... Sunt chiar și fântâni, nu? Fântâni și-au mai făcut case de izvoare apă. Prin zonă, că e zonă deluroasă, nu? Da, este o zonă ce deluroasă. Care nu știu... Comuna Livez este așezată de-a lungul râului Tazlău. Am trei sate pe partea dreaptă, trei sate pe partea stângă, trei sate care sunt de-a lungul drumului național de neuntru. Sunteți vecini așa cu Berzunți, nu? Comuna Berzunți, comuna Bârsănești, Helegiu, Sânduleni, este deal cu Bălcescu, așa, da. Nicolae Bălcescu, care vine în culmea muntelui. E o zonă frumoasă și o zonă, vă spun, care din ceea ce devine de interes. Suntem o comună așezată în centrul județului Bacău. Da, așa este. La jumătatea drumului dintre Unești și Bacău. Deci ca așezare suntem și aceste lucruri noi trebuie să le fructificăm. Așezarea geopolitică, geografică ne ajută. Am avut discuții cu câțiva investitori. Da, iată o chestie interesantă. Da. Problema primarului este foarte... Să atragă investiții în zonă, să atragă populație în zonă, să vină să cumpere terenul și să poată să-și facă case pentru a popula, repopula zona care... Apropo, dar cei care au fost, care sunt în străinătate și-au construit, că am văzut totuși, parcă, cred că chiar la Livez, case începute așa și ei vin din când în când, mai adaugă ceva, da, mai pun. Da. Asta înseamnă că totuși perspectiva lor este de a... Da. Sigur, nu foarte mulți, ca să nu exagerăm foarte mulți. Dar eu o parte din ei chiar își doresc probabil să vină acasă. Rădăcinile de... Nu se pierd. Acum, generația noastră, mă refer, generația mea 45, 40, 48 de ani, ăștia se vor întoarce cu siguranță acasă, având discuții, v-am zis că vorbesc foarte des cu persoane care sunt plecate, vin în zonă, la noi avem în perioada de vară, în perioada când cetățenii noștri se întorc în zonă, avem și un festival. Dați numele, festivalul Festivalul Ziua Bradului. În ce perioadă? Este în ultima duminică a lunii. Întotdeauna, ultima duminică a lunii. Deja e o tradiție, înseamnă. Care deja... Ce artiști ați adus anul acesta? Bine, Cojucărescu a prezentat, a prezentat. El a venit și a recitat? Am avut Etno TV și pe doamna Doina Mirea. Da. Doina Mirea, care colegă de-a noastră, care a prezentat pe scenă. Nu. Eu am căutat să mă detașez de a face eu totul. Primarul să vorbească, primarul să spună, primarul să ridice, primarul... Nu. Se par, fiecare să-și facă treaba pe latura lui. Cultural. Au fost și nu s-au cheltuit mulți bani. Am avut un buget mic, dar a reușit să aducem artiștii. Asta e bine și artiștii consacrați. Vreau să punctez pentru telespectatorii noștri. Deși comuna Livez are un potențial destul de bun, avem foarte multe OAT-uri unde nu s-au făcut asemenea spectacole. Eu am zis întotdeauna, sigur că există discuții, păreri și așa mai departe. Dom'le, decât să faci un spectacol, mai degrabă faci un kilometru de asfalt. Hai să fim serioși. Oamenii au nevoie și de destindere. M-au nevoie de o zi a comunei. Cade cumva cu hramul comunei? Sau ăla e în altă perioadă? Nu, hramul comunei nu are de face cu acest festival. Uh-huh. Deci deja este ridicat la grad de festival. De festival, deci... E un brand de acum. Deci deja s-a creat un brand. Omul așteaptă. Se mai face? Mă întreabă. Când am intrat eu... Trebuie. Trebuie să faceți. Dacă le-a zis... Toate că mai sunt și critici, că e normal să apară cu domnule. Lumea vorbește întotdeauna. Dar totuși aceste lucruri trebuie să făcute, pentru că sunt tradițiile noastre. Asta mai avem, cultura și biserica. Dacă noi și aceste lucruri căutăm să le
îndepărtăm, deja e o problemă, da, în comunitate. Aici nu vreau să spun, dar sunt și comune unde nu prea se fac lucruri din astea. Dumneavoastră sunteți o persoană care câștigați din punct de vedere al imaginii pentru aceste lucruri și nu spun întâmplător chestiunea asta, pentru că spuneați chiar dumneavoastră mai devreme că oamenii vor să vă cunoască și vor să vadă ce faceți pentru ei. Până la urmă, de aia aveți această funcție, să încercați să, pentru fiecare, să faceți câte ceva. Hai să vorbim un pic dacă despre învățământ. Aveți consilieri care sunt în Consiliul de Administrație. Da, din care faci parte și primarul. Deci, și primarul. Da. Să vorbim un pic despre școli, grădinițe, dacă sunt copii olimpici, dacă rezultatele la învățătură cum sunt. Deci despre toate aceste chestii. Să începem cu rezultatele la învățătură. Eu sunt mulțumit de ceea ce sunt. Nu avem olimpici. Nu pot să mă laud că avem copii la, nu știu, premiați la anumite olimpiade, dar oricum, dar rezultate bune, cu rezultate bune, cu rezultate. Deci eu urmăresc nu numai ceea ce se întâmplă în clasele primare 1-8. Urmăresc și parcursul lor de la plecarea din comună și avem și mai departe. Ceea ce mă bucură, pentru că termină cu clasa 12 și iau examenul de bacalaureat. Aveți un dialog cu directorul de școli, de grădinițe. E normal. Vin la școlile, sunt în administrația primăriei, mă refer ca și, ca și cu entitate. Dar ei au buget separat și se... Dar primăria este implicată în buna desfășurare a acestor lucruri. Ceea ce aparține de educația lor și de cursuri, sunt profesori, dar noi în spate comunicăm și tot timpul avem o înțelegere. Care sunt condițiile din școală? Deci vreau să vă spun... Poate aveți și poate spun ceva, da? Să vă aștept. Am avut o singură școală care n-am avut autorizație anul trecut. Am luat-o pe semnătură. Autorizație de funcționare. Autorizație de funcționare. S-a dat semnătură la Bacău și trebuia, aveam un termen până la 15 septembrie 2018 să fie făcută ca să poată și autorizația. Ei, vă spun că acea școală din Livez, Livez Sat, am făcut-o normal. Deci eu spun normal, ai autorizație, ești în regulă. Deci am pus în regulă, grupuri sanitare în interior, cu tot ceea ce se cere... Unei bune funcționări. Unei bune funcționări și un normal. Nu mai putem să stăm cu WC-urile prin, din punctul ăsta de vedere. Iar acum suntem prin cele 6 primării care am obținut proiectul pentru grădiniță. Noi am identificat zona în centrul Livezului, deja am dat drumul la proiecte. O să avem grădiniță nouă și în... Iată, o veste bună. Deci, finanțare de unde? De la Ministerul Educației. Deci ei... Da. Eu mă bucur că am putut să obținem acest proiect și să fie la noi în comună. Mă întreba cineva în Consiliu, domnule, dar ne-am făcut un calcul dacă avem efectivul de copii sau... Da, exact, pentru că trebuie să recunoaștem. Discuția noastră dinainte vorbeam de cetățeni sau de oameni plecați în străinătate. Ei se vor întoarce. Omul vine înapoi dacă găsește mediul care l-au văzut afară. Noi nu o să fim ca în Occident, dar dacă el găsește grădiniță nouă, copilul lui poate să meargă la o grădiniță curată, o grădiniță făcută de pe anumite standarde europene, vă spun acum, că așa... Acum și educatorii sunt motivați, au mai mărit salariile, trebuie să recunoaște. Sunt condiții. Nu foarte mult, dar sunt condiții optime. Ar trebui să existe totuși o motivație pentru ca educația să fie făcută cum trebuie. Educația în orice societate este unul din cele mai importante lucruri. Dacă nu avem grijă de educația copiilor, nu avem grijă de noi, nu avem grijă de această țară. Noi, până la urmă, trebuie să-i ajutăm să învețe, să performeze, să poată să ajungă oameni mari cu o anumită educație. Și atunci predăm ștafeta și vin alții din urmă pregătiți. Da. Aveți un consiliu local, hai să spun eu, din punct de vedere al televiziunii noastre, dezbaterile sunt foarte bune. Un consiliu local un pic mai agitat, dacă putem spune, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Cum încercați să
să rezolvați anumite... Sigur, fiecare consilier are părerea lui și e corect așa. Să aibă o opinie. Ați încercat să discutați cu fiecare, să-i lămuriți, pentru că sunt și considerente politice, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, și fiecare reprezentant al unei formațiuni politice vine cu părerea lui. Dar dacă ați avut demersul în acest sens, de a discuta cu consilierii, nu cred că aveți majoritate în Consiliul Local? Domnule Eugen, eu... Sau ați dori să... De ce vă spun, dumneavoastră, mă știți, chiar nu sunt tip... Păi tocmai că știți, sunteți deschis. Eu am majoritate în Consiliul Local și o majoritate confortabilă, dacă pot să-i spun așa. Ați văzut că dumneavoastră ați participat și la unele ședințe. Sunt câteva persoane mai iritate, dar așa sunt eu, așa cred că sunt ei și acasă și în... Ceea ce vorbeați de chestia politică, politicul pentru mine, eu așa îl înțeleg. E campania și după aia trecem la treabă. Nu mai lăsăm culorile, lăsăm... Deci facem politica cetățeanului. Deci intrăm la treabă, da. Iar revin cu... Ceea ce mi se pare corect, absolut corect. Nu poți. Eu am activat în cadrul Consiliului Local din 2008. Deci aveți la ceva la experiență. Și consilier local, da. N-am fost niciodată la putere, cum se spune, a fost tot timpul în opoziție, dar eu vă arăt că am votat proiectele fără, chiar dacă erau, domnule, că știți, că nu trebuie, că face prea mult sau face prea puțin, nu știu. Da, mai mult sunt critiții juridice, dacă sunt lucruri pentru interesul comunității, nu poți să vii într-o ședință de consiliu și să... Da. Vii și să arunci cu tot felul. Vedeți? Dar pe mine acest lucru mă încurajează și mă face, fiind un tip așa mai... Sunteți un luptător. Da. Îmi dă satisfacția de a munci, de a demonstra că nu e chiar ceea ce ați văzut, că vin cu niște lucruri care nu sunt susținute. Sau poate chiar nu persoană, sau deci, poate chiar nu țin de Consiliul Local sau de ordinea de zi a ședinței. Ducem în extremul ceea ce este important, că de fapt de asta ne găsim acolo, să votăm niște proiecte, să dezbatem niște proiecte, să le votăm sau să nu le votăm, pentru că el are la îndemână, orice consilier local are votul. Nu trebuie să vină să spună, doamne, să fug urtilii prin sala de ședință, să o pună pe la cameră, dar totuși se întâmplă. Nu vreau să vorbesc. Eu am discuții și separate. Să știți că în momentul când iese din ședință, consilierii respectivi, sau chiar nu sunt mulți, e o discuție normală. Totul, da, politic. Am înțeles. Deci nu mai e nicio chestie. Nu trebuie ca o concluzie, ca să înțelegem și mai bine. Dumneavoastră considerați că problema cetățeanului, beneficiul celui care locuiește în comună, trebuie să aibă prioritate. Asta este Consiliul Local. Restul sunt vorbe. Toată lumea știe ce are de făcut. El vine cu proiectul care este pe ordinea de zi. L-am discutat. Ești de acord cu proiectul? Nu ești de acord cu proiectul? Te abții. Nu votezi. Sunt lucruri. Pui întrebări corecte, pertinente, orice. Ați văzut că sunt lucruri care v-am cerut eu să nu dați, pentru că Comuna Livez nu, să știți că nu este caracterizată de asemenea elemente, știți? Oamenii sunt pașnici, oamenii sunt educați și chiar nu vreau să alimentez, să vadă lucrurile care nu sunt tocmai la locul lor, pentru că sunt lucruri de atac la persoană. Și pe mine mă deranjează lucrul ăsta. Știți, am apreciat, le-am spus și telespectatorilor noștri mai devreme, că chiar cunoaștem, zicem, foarte bine, dar cunoaștem suficient Comuna Livez și mie, sincer, chiar vin cu mare plăcere. Sigur, lumea trebuie să știe că prima oară când te duci într-o comună, te duci la primar, nu? Acolo bei o cafea, acolo discuți problemele, domnule, ca presă am întrebări, și de-aia încă o dată eu vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi, dar nu se încheie discuția noastră aici. Vreau să vă spun un lucru. Mi-a plăcut la dumneavoastră ca om, ca persoană, că sunteți conciliant cu toată lumea, deși poate apară, așa cum spuneați mai devreme, și alte interese de a destabiliza, de a dezinforma. Eu zic că tocmai rolul nostru al televiziunii este de a arăta lucrurile așa cum sunt. Iată-ne, de aceea suntem la o discuție deschisă aici despre tot ceea ce înseamnă și o să-i rog pe telespectatorii noștri, o să afișăm pe ecran și adresa noastră de e-mail și numărul de telefon la redacție și eu sunt convins că
ni se vor confirma foarte multe lucruri. Desigur, suntem deschiși, pentru că, dacă ați observat, noi pentru fiecare comun am creat și pe Facebook un, câte o pagină. Da, și am spus așa, exclusiv Livezi. Acolo vedeți inclusiv acest interviu, bine, va fi dat și pe Exclusiv TV, exclusiv Bârsănești, exclusiv Sândule. Deci lumea știe de unde să ia o informație corectă. Având în vedere că acum e o avalanșă de fake news, de tot felul de povești, de chestiunea, eu le recomand tuturor să urmărească televiziunea noastră, să vadă lor. Să vedem ce subiecte am mai avea noi pentru de discutat, pentru că nu va fi prima și ultima invitație pe care vă facem. Așa, dar la un anumit interval de timp noi o să mai discutăm despre tot felul de teme. Deci am vorbit despre tineret, am vorbit despre românii din străină, cei din Livezi. Livezenii, nu? Cum să? Livezenii, da. Livezenii din... Livezenii mei. Noștri dragi, da. Am vorbit despre cei... Așa. Sunt și situații mai speciale. Se întâmplă un incendiu, eu știu, inundații, nu știu, nu prea a fost la dumneavoastră, ați avut probleme cu inundațiile? Nu am avut. O zonă... Deci, cu toate că în jurul nostru au fost probleme, mă refer aici la Ghelegiu, probleme mari și Sânduleniu, care s-au lăsat cu tot felul de pagube. Cu pagube materiale, nu a fost... Deci sunteți, v-a favorizat și Dumnezeu, v-a așezat frumos. Mi-a ferit anul ăsta, dar de-a lungul timpului am avut probleme în comună, am câteva zone inundabile care deja sunt înregistrate, Bălăneasa și Livezi satul, s-a așezat de-a lungul unor pârâie. Acolo ar mai trebui regularizare. Da, e o problemă. Acolo și cu drumurile tot timpul avem probleme. Încercăm să vedem ce putem face cu apele române. Nu depind numai de noi. Apele române, după cum bine știți, ele le au în inventar cursul. Nu văd de voi. Dar chiar dacă vreți să faceți, să nu puteți. Fără acordul lor sau ei trebuie să facă. La ei sunt probleme. Noi comunicăm cu ei. Tot timpul le raportăm ceea ce se întâmplă în zonă și sperăm ca la un anumit timp să avem și regularizările puse la punct și atunci discutăm de asfalt în zonele respective și de drumuri corect. Noi le întreținem. Cum merge internetul la dumneavoastră? Merge bine. E ok? Da. Telefoanele? Mobile? Da. Da? Da. Am avut și zone unde... Mai am și câteva zone în care sunt probleme, nu e acoperirea... Nu e 100%. Dar în marea parte a comunei se poate deci, folosi aceste aparate. Da. Mediu? Cum stăm cu mediu? Sunteți membru ADIS? Bacă. Da, suntem. Comuna noastră face parte din asociație. Ajung mașinile, știu că era o problemă cu mașinile astea de la Romprest, că nu intră nu știu pe care uliță, că are un nu știu ce senzor prea jos, da, prea sus, dar totuși ca și curățenie Livezi, da? Nu se compară cu ce a fost înainte, da. Nu, oamenii chiar își fac treaba și... Deci apreciați mai și la timp. Folosesc un cuvânt din armat, tocmai și la timp. Nu au avut niciodată probleme, nu ni s-au oprit niciodată, au mai fost prin zone câteva comune care nu li s-au ridicat pentru că nu au făcut plățile. Noi suntem la aproape la zi, cu o factură, să zicem, da, care, asta nu, care dar suntem aproape și nu ne-a fost niciodată... Mai trebuie pubele aduse, mai aveți... Deci toți cetățenii au, dar o parte din momentul când au venit nu și-au luat pubele. Au zis că nu vor plăti. Da, acolo a fost o chestie tot politic făcută de dreptul consilier. Domnule, nu luați că nu o să plătiți. Nu există. Nu fiecare cetățean plătește gunoiul. Asta-s regulile. Avem și trebuie... Ei, acum am făcut cere și le-am suplimentat și le-am adus la toți pubele. Iar vorbeați noastră de a intra mașinile, da? Am o zonă, deci Bălăneasa. Unii v-au spus că zonele inundabile, trec niște zone acolo în care mașinile sunt făcute cu niște senzori la scările alea care preia... Da, eu credeam că e doar o legendă, așa că... Da, avem aceste probleme, dar noi le gestionăm cu persoanele 416, casele care nu sunt foarte multe, deci nu vorbim de un sat. Vorbim de 10, câteva cazuri izolate. 10 case maxim. Așa. În care persoanele 416 cu asta se ocupă. Le ia pubele cu o căruță, le aduce în zona unde intră mașina. Deci dacă se vrea și noi contăm la
sigur, orele care trebuie să le efectuez în... Deci, iată, dacă se vrea, se poate. Da. Se adică vrea. Sunt soluții, nu. Important e să le gândești și să poți să le duci la capăt. Cu toate că noi sperăm că acele zone vor fi să ajungă și mașina până la capăt. Hai să vorbim un pic mai e, până la alegerile locale, mai e ceva timp. Ce vă propuneți pentru perioada care urmează? Din deci, toate zonele dumneavoastră de activitate. Eu am, în momentul de față, pot să vă spun că continuăm lucrările de asfaltare pe PNDL 1, în care au fost reziliate niște contracte, au fost neînțelegeri între constructori, de când am intrat, am reglat, am reziliat, am făcut procedura de achiziții și am... E stufoasă procedura. Da, sunt probleme care... Așa, dar am avut noroc că nu s-au contestat, că și finanțarea este până într-un anumit timp. Da, da, deci da. Ai o anumită perioadă care trebuie să îndeplinești și dacă timpul e rămas cu... Așa, am un proiect european cu achiziție de lămpi pentru iluminatul public, în care e prins Căriga, Poiana și Prăjoaia, satele de pe partea dreaptă a râului Tazlău, cum v-am zis. Și asta este o problemă, iluminatul public. Vă spun pentru că sunt cheltuieli în care cu vechile lămpi se consumă foarte mult, trebuie schimbate becurile, firma de mentenanță tot timpul este implicată. Ei, dacă căutăm și le schimbăm cu aceste LED-uri, și prețul scade, deci consumul este mai mic, da. Iar focalizarea și tot ce înseamnă și lumina e chiar mai bună, poate. Nu se compară niciodată. Astea sunt lucruri. Nu vreau să mai spun de ceea ce se mai întâmplă în comună. V-am spus că după 20 de ani, anul acesta, deci în luna septembrie, am primit autorizația de branșare la gaze naturale, instalație care este făcută. Asta e o veste bună. Deci este una dintre, tocmai de ce v-am spus. Iar mă duc în partea aia spre oamenii plecați din țară. Ei vin înapoi datorită faptului că găsesc acasă condiții mai bune. Mai da. Bune. Da. Și asta este un lucru mai bune, care... nu față de străinătate, nu, bune dar decât cele care erau. Care ca erau nu putem face comparația, adică ar da. Fi un om da. Care... Nu că ar fi spus telespectatorii, eu genul Gureanu zice nu. Că nu. România dar, trăiește mai bine. Dar putem, în timp ajungem. Aceste lucruri sunt necesare și cetățeanul trebuie să poată să utilizeze aceste, să beneficieze de aceste servicii. Sunt, eu zic că de vreo 20 de ani cred că să chinui să primească, să obțină această autorizație, cu toate că sistemul este făcut. Acum putem să-l prelungim și pe zonele unde nu este conducta. Este un lucru bun și pentru mine că s-a întâmplat și în perioada în care eu îndeplinesc această funcție, este un lucru bucurător. Să știți că nu a fost ușor. Nu sunt lucruri simple. Deci, adică dacă vă spun 20 de ani, au fost tot felul de stopuri puse. Da, tot felul da. Am reușit și le-am rezolvat le-am pus în așa fel încât toată lumea nu se înțelegea ANRE-ul cu transgazul. Deci aia era o problemă. Până la urmă s-au pus față-față și au rezolvat. Dumneavoastră erați pe o zonă colaterală. Eu rupeam Papuce, ba la București, ba la Târgu Mureș. Și asta e. Asta era o problemă. Iată, eu zic că se poate discuta și pozitiv. Știți cum e? Poți să vezi partea plină a paharului, poți să vezi partea goală a paharului. Ideea este că oamenii trebuie să știe un lucru, că foarte multe finanțări pentru tot ceea ce se face într-o comună, așa cum este Comuna Livezi, se face și cu finanțare, pe de o parte de la Guvernul României, pe de altă parte din fonduri europene, pe de altă parte din bugetul local. Dar întotdeauna și lumea trebuie să știe lucrul. Bugetul local este foarte mic. Foarte înseamnă mic. Bugetul local. Cât contribuie fiecare cetățean. Să supraviețuiești din bugetul local, nu știu dacă primăria ar supraviețui jumătate de an. Da. Deci, păi numai cât plătiți la gunoi, să cam duce mare parte din bani și câteva lucruri. Iluminatul public, nu? Că sunt cheltuiele, salariile, nu știu, sunt separate. Nu, salariile sunt separate, nu sunt de bugetul. Din altă sursă, nu? Așa e bine de spus. Dar oricum, aveți multe lucruri, aveți...
tot felul de chestiuni care trebuie rezolvate. Doamne ferește, un incendiu, ceva. Da. Ajutați omul, reconstruiți. M-ați întrebat de incendii și de... Așa. Nu știu dacă dumneavoastră știți, în incinta primăriei este punctul de lucru al pompierilor militari de la Onești, al detașamentului. Vă dați seama că... Deci trebuie să vă mulțumesc și Onești. Pentru noi... Ca dar dacă e un incendiu la Onești, vin încoace, da, vin... Deci ei au și pe mașina care este la Levez, au și descarcerarea pentru DN11. Vă dați seama că timpul de este foarte scurt, aflându-se între zona aceasta, iar nu vă povestesc că incendiile am avut, dar au fost limitate. Cât mai puțin, cât mai puțin este vorba de în satul oră și ajunge în 3 minute în mașina, vă dați seama ce înseamnă să ajungă în mașină când sun la 112 să vin la Unești. După aia se suplimentează. Dar ei fac acțiuni, nu vreau să intru în chestiile lor, dar dacă sunt, se mobilizează, pleacă și în zonele unde sunt într-adevăr probleme mai mari. Dar tot timpul ei acolo sunt, acolo au dispeceratul, acolo au mașina, acolo este schimburile să facă în... Noi le-am creat condiții că trebuie ca și primării să aibă tot ce le trebuie la îndemână, dormitoare, toate condițiile, toate condițiile le-am pus la dispoziție, iar ei, dar pentru noi este un lucru foarte, foarte bun. Sigur, eu apreciez tot ceea ce se face în comuna Levez. Sigur, întotdeauna este loc de mai bine. Întotdeauna este loc trebuie de să spunem lucrul ăsta. Am scăpat un singur subiect, sigur o să vorbim pe parcursul timpului de foarte multe lucruri. Astăzi am vrut să facem o trecere în revistă la câteva puncte mai importante. Vor rămâne foarte multe aspecte pe care noi astăzi nu le-am acoperit. Ne-am propus o discuție colocvială cu domnul primar aici lângă noi și ne bucurăm foarte mult. Dar nu o să finalizez această emisiune până nu o să vă întreb și vis-a-vis de culte, de biserici. Pentru că este un lucru foarte important pentru oameni, credința în Dumnezeu, bisericile. Dacă anul ăsta sau anul trecut, dacă ați sprijinit, dacă au avut lucrări, dacă ați repartizat anumite sume sau dacă aveți în vedere, eu știu că vin și preoții pe la dumneavoastră, până ajungem noi la ei, ajung ei întâi la noi. Cum stăm? Cam câte parohii aveți acolo? Da, am 6 parohii. Fiecare sat este cu biserica, cu biserica lui. Vreau să vă spun majoritar că sunt ortodoxi. Ortodoxi. În 2 sate am biserici în construcție, mă refer 3 sate, chiar Prăjoaia, Bălăneasa și Livezu, unde preoții cu ceea ce strâng ei nu acoperă, mai vine și la primărie. Noi avem și le-am dat anumite sume funcție de lucrările care sunt făcute. Nu avem sume mari, nu, să nu credeți că vorbim de miliarde pentru noi. Sunt sume mici, dar pe ei ajută. Și vreau să vă spun că anul acesta vor fi sfințite 2 dintre aceste biserici. Sperăm că, da, nu, deci mă cert să ne invitați și să mare drag să fiți invitații noștri și noi, la rândul nostru, suntem invitați de preoți și de... Da, da, așa. Da, noi avem, eu personal am o comunicare foarte bună cu biserica, deci nu știu dacă v-ați zis și la început că biserica ne încă o mai avem care este a noastră și trebuie să fim apropiați de biserică, de cultura noastră, să nu pierdem aceste lucruri, că dacă le-am pierdut și pe astea, pierdut și speranța, da, pentru viitor. Comunicarea mea cu preoțul este foarte bună. Ne sfătuim, merg la ei la lucrări, vedem ce putem face, mi-a ajut și cu ce pot, nu știu, cu un utilaj, cu ceva, ce, și dacă e vreo lucrare. Cât se poate, nu. Dar vă spun că o să fie bine și cu biserici, dacă mai sfințăm anul ăsta, dă Dumnezeu, deci nu anul ăsta, 2019, poate am zis că anul ăsta, 2019. Da, 2019. Păi, o să avem aceste... Ce rugăminte mai am? Poate sunt anumite chestiuni pe care noi nu le-am acoperit. Sau moderatorul e dator să întrebe pe diverse domenii, pe diverse chestiuni. Ce considerați, în urma discuției pe care am avut-o astăzi, ce considerați că ar mai trebui precizat din activitatea dumneavoastră de primar, din activitatea comunității? Ce credeți că ar mai fi esențial să discutăm acum spre finalul emisiunii noastre?
Eu ce pot să... Sunt multe de discutat, să știți că problemele sunt foarte, foarte, foarte multe probleme, mai mari sau mai mici. Lumea, v-a zis că așteaptă. Astea nu se pot face cât ai bate din palme. Am avut o chestie pe... Deci vorbim în ceea ce urmează și ceea ce văd eu că ar trebui făcut pentru în continuare. Am avut o propunere în Consiliul Local de un proiect de hotărâre în care cerea consilierii, 5 consilieri cu centru civic în Livez. Eu v-am zis că la mine unul și cum nu fac doi. Nu am respins proiectul din chestia de nu al face, dar era o chestie limitată. Ei se refereau la centru civic numai în zona Livez. Ei, centru civic sau zona, zona prioritară este de la intrarea din Helegiu și până la ieșirea din Orășa. Este o prioritate aleile pietonale. Deci eu acolo văd problema. În afară de asta, noi trebuia să băgăm gaze. Cum să mă apuc eu să bag bani, să fac, pun parseluțe, să punem trotuare și alea și acum să începem branșerile care vor fi toate pe subteran. Știi? Dar problema aleilor pentru mine, lumea merge pe carosabil și s-au întâmplat felul de... Și până la urmă viața este prioritatea. Știți? Da, e cel mai important. Este lucru. Un lucru foarte important. Ei, aceste alei, eu le am și sper că în viitor apropiat să ne putem deplasa pe, să nu mai mergem pe carosabil, să mergem la Livez, la centru, la comună, să venim din Bălăneasă, să meargă pe alei. Merg pe stradă și nu e un lucru ok. Traficul este din ce în ce mai aglomerat și am emoții de fiecare dată când și eu când trec cu mașina și îi văd pe mașină, să știți că am emoții pentru acești oameni. Și trebuie făcut ceva. Da. Din păcate, timpul emisiunii noastre s-a epuizat, dar să știți că chiar dacă oprim așa mai brusc aici, dacă o să mai doriți să mai completați ceva, îmi spuneți, vreau totuși să lăsăm un orizont de așteptare pentru telespectatorii noștri și mai ales pentru cei din comuna Livez. Observați că aveți, asta vă spunem noi, televiziunea, un primar deschis, un primar care comunică și vă felicit pentru lucrul ăsta, un om care vrea să facă lucruri bune și utile pentru dumneavoastră. Eu zic să ne oprim aici, că să le mai lăsăm oameni sau mai doriți să mai completați. Nu, eu ce pot să vă spun, vă mulțumesc pentru invitație și noi vă mulțumim. Și oricând o să fiu invitat, o să onorez prezența aici, cu probleme sperăm să mai vin cu alte lucruri care s-au întâmplat, lucruri bune și frumoase pentru comunitatea noastră. Trebuie să vă spun, dragi telespectatori, că Exclusiv TV este o televiziune informativă, nu este o televiziune nici de scandal, nici de alte subiectivisme. Iată că se pot discuta lucrurile și în termeni optimiști, pentru că, spuneam și mai devreme, sunt foarte multe lucruri de făcut. Vă imaginați dacă rezolvă primarul și Consiliul Local toate problemele, despre ce mai discutăm în viitor. Da. Sigur, astea sunt problemele cele mai importante pe care le are o comunitate și o comunitate frumoasă, așa cum este comuna Livez. Sunt Eugen Ungureanu și vă aștept în fiecare joi de la ora 6 seara, de la ora 18, să urmăriți această emisiune, Personalitatea Zilei. A fost lângă noi domnul primar interimar Sorin Ichim, comuna Livez, felicitări, aveți oameni reprezentativi, oameni de calitate, așadar să știți că la noi veți vedea numai asemenea oameni și veți vedea valori ale județului Bacău. De asemenea, interviul pe care astăzi l-am, cu bunăvoința dumneavoastră, ne l-ați acordat, va fi publicat în ziarul Bacău Press, ziar care va fi prezent în toate localitățile din județul Bacău, un ziar care își propune, de asemenea, așa cum o face și Exclusiv TV, să vă țină la curent cu tot ceea ce este mai bun din județul Bacău. Vă mulțumim încă o dată. Eu vă mulțumesc. Și la revedere, domnule primar, și să fiți sănătoși și mulțumesc. Să aveți putere mulțumesc. De mult. Mulțumesc mult. Sănătate și noastră. Cu mult drag. Mulțumesc.